Salut! Sunt la Realitatea TV, de unde o să iasă domnul Ciucă, președintele Senatului, adică al doilea om în stat, căruia i-am adus și eu două farfurii cu promisiuni. Și dacă tot vine campania electorală, să găsească alte promisiuni decât cele pe care mi le-a oferit timp de vreo 34 de ani. Că astea nu ne-au ținut nici de foame, nici de cald, de nimic. Să găsească altele, mai bune, mai de actualitate, cum s-a spune. Și a doua farfurie, promisiunea 300 de parlamentari, pensiile speciale tăiate, alimente la prețuri normale, calitatea alimentelor și etc. Și l-așteptăm, a intrat un pic la protocol, dar noi îl așteptăm, așa că îmi cer scuze dacă o să vă las un pic în așteptare până când iese. Că a intrat în interior și îl așteptăm. Să îl întrebăm dacă el se consideră împlinit de când a intrat în politică. Că noi, cetățenii, nu prea suntem împliniți de tot. Deloc. Să-l așteptăm să iasă. Și dacă tot a venit la Realitatea TV, să îl mai întrebăm cât plătește pentru liniștea partidului. Câți bani plătește pentru posturile de televiziune pentru liniște. Sunt curios dacă banii aceia nu erau mai esențial pentru dezvoltarea României, educației mai ales. 50 de milioane de euro, cred că se pot face multe în educație. Foarte multe. În investiții, etc. Gata, s-a deschis ușa. Și urmează să vedem să vină, dacă mai durează un pic am să închid și am să reintru. Nu, gata, iese. Iese foarte liniștit cu zâmbetul pe buze. Așa, uitați-l. Bună seara, domnul Ciucă! Împingeți ușa! Nu vă supărați, uitați aici, din partea noastră, cadou, ca să dați tuturor politicienilor, cărora să le spuneți așa, citez, schimbați omisiunile electorale, ele vechi nu mai prind, bine, nu mai iau, bine. Da? Și e a doua întrebare. Sunteți împlinit ca politician? Ca ce? Ca om politic. Este greu să fii sunteți împlinit? Este foarte greu să fii împlinit într-o anume direcție, mai ales atunci când nu ai reușit să ai o, cum să spun, o activitate mai îndelungată în care să poți să ai obiective mai clare. Aveți o mulțumire față, din partea pentru, cetățenilor? Pentru tot ceea ce am făcut ca premier, da? Am o satisfacție că am făcut cu conștiința curată ceea ce am putut să fac pentru români și pentru
Perioada aceea deosebit de dificilă românii prin care am trecut. Românii nu văd niciun bine. Stați, uitați și ultima întrebare. De ce dați bani televiziunilor pentru liniștea partidului? Bani pe an. Cât plătește PNL pentru... Banii sunt dați în conformitate cu reglementările de la Autoritatea Electorală Permanentă. Cum se poate schimba? Cum se poate schimba această lege? Bun, pentru că în felul acesta se evită toate celelalte suspiciuni legate de modalitatea în care partidele politice folosesc banii. Da, vă salut, numai bine. Dar există o chestie. Sunt foarte mulți bani care nu ajung în investiții din cauza că plătiți posturile de televiziune. E, cum naiba? Vedeți cu acele două farfurii ca să le dați la politicieni, ca să mai schimbe meniul de promisiuni. Deci, ați auzit ce a spus domnul Ciucă, ar fi multe întrebări, dar totuși nu am cum să îi adresez atât de multe întrebări, dar data viitoare când am să-l întâlnesc la partid, am să-l rog să vă răspundă vouă tuturor celor care îi adresați întrebări. La orice politician am să-i dau în mână telefonul și să citească mesajele voastre și să răspundă la ele. Pentru că asta înseamnă comunicarea, nu falsitatea lor, da? Baftă și mult noroc!